Salut! Astăzi ne îndreptăm spre o zonă împădurită, unică aici prin apropierea sa de coastă. Acesta este cel mai îndepărtat loc din vestul Australiei în care cresc arbori înalți de cari, eucalipți cu scoarța verde palid și cu înălțimi ce pot atinge 60 de metri sau mai mult, dominând astfel întreg peisajul. Uite aici alt stol. Să-mi pregătesc portofel. Și mă duc acum să văd ce negociez. Așa cum vă spuneam în vlogurile anterioare, micii producători lasă la intrarea în ferme sau pe marginea drumului marfa pe care o au de vânzare, la un preț mult mai bun decât cel din supermarket. În plus, astfel de produse sunt aici foarte, foarte proaspete, probabil culese în cursul dimineții. E ok dacă iau așa, trebuie ținuți pentru că sunt foarte... Și aia 2 pentru 1? Sau e goală la da? 2 for 1. Mă uit, nu m-am uitat acolo. Foarte bun preț. Da. Ăștia erau cu $3 în... Da. În aici vedem $3 în supermarket. Da, da, da. Prima oprire este la un copac bătrân de sute de ani. Cum construiești foișoare de foc într-o pădure de eucalipți uriași? Ei bine, australienii din sud-vest au venit cu o idee ingenioasă. Să folosească cei mai înalți pomi ca puncte de observație. Între 1937 și 1952 au fost construite 8 platforme în pomi. În ziua de astăzi mai sunt accesibile doar 2 dintre ele. Noi suntem lângă cea mai înaltă, aflată la 65 de metri deasupra solului. Este de altfel și cea mai înaltă construcție într-un pom la nivel mondial. Încep să am îndoieli. Te încumeți să urci în copacul de 62 de metri? Mi se pare incredibil că lucrul ăsta e lăsat să-l facă oricine. Nu mi se pare sigur. Și astea sunt... Nu zic că nu te țin, dar... Au elasticitatea lor. Care mă... Deja simt că îmi cad ochelarii. Oricum, aia este pusă așa aia lateral, dar poți să piși printre aer fără nicio problemă. Bă, mi-e frică. Nu știu, să nu mă uit în jos. Știi ce sus e prima platformă? Da.
ce faci, nu vii? Deja dacă pic de aici, îmi rup toate picioarele. Toate mâinile. Da, nu știu, nu cred că pot. Hai să vedem că poate amândoi ne facem curaj. Da. Da, de ce mă cobori? Tu trebuia să mergi mai departe. Da, merg, dar hai că te iau și pe tine acum. Aia era. Proastă la singură. Problema mea e frica de înălțime. În momentul în care începe în jos să fie înalt, acolo mie mi se vor tăia genunchi. Mie mi s-au tăiat de aici, asta zic. Nu mă forța, că nu te forțez. Sunt în spatele tău să te apăr. Nu, mi-e frică de înălțime. Nu mi-e frică de chestia asta, mi-e frică de înălțime. Nu, vreau să cobor. Păi, sunt. Mă rog. Să mă dau eu așa, nu? Tu vrei să urci în continuare. Da, până la ultima platformă. Dacă ajung la prima platformă, mă dai jos cu smurdul de acolo. Să-ți iau telefonul, să-ți fac două poze. Aici. Sus, nu. Să-ți iau telefonul? Ai unde să-l pui? Să-l pun cobor? Da. Aici nu mi-e frică, că aici văd. Deci mie nu e frică de chestia asta. Nu, am nicio teamă. Nu văd de înălțime, normal. Da, dar... Cui să-i fie frică de chestia asta? Care chestie? E safe, nu-s treptele mari, te ții foarte bine. Ideea e că... E hău ăla sub tine. Deja eu am urcat mai mult decât data trecută. Stai să-ți facă pozit. Pare sus? Aha. Stai că mă duc și mai bine. Hai, mai spăși tu 3-4. De ce atât de sus? Hai că mai un pic. Mai un pic și pap. Bine. Se lasă seara, așa că pe marginea drumului încep să apară cangurii. Z
sărim o poiană plină și ne oprim să încercăm să-i vedem mai de aproape. Femela cangur poate avea concomitent 3 generații de pui. Unul în burtică, al doilea în marsupiu și al treilea, ce se descurcă singur și se învârte în jurul mămicii. În marsupiu, puiul, numit Joey, stă aproximativ 8 luni, pe când în uter doar o lună. Această mamă cu pui este la doar 2 metri distanță de mine. Ireal. Mai în glumă, mai în serios, dacă un cangur vrea să se împerecheze cu o cânguriță, cea mai ușoară cale este să-i dea să bea apă. Pentru că asta beau ei. Această glumă reflectă orientarea naturii australiene spre modul de supraviețuire. Atâta timp cât o femelă cangur simte că are cele necesare vieții, în acest caz apa, ea se va înmulți. Nu credeam că o să stăm așa de aproape de niște canguri sălbatici. Lasă-te în jos un pic să te accepte mama. Iar cângurița aceasta, de lângă noi, are un pui mare în marsupiu. Un Joey. Când are el chef, scoate capul și mănâncă iarbă. Caught behind the Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I can come. Uite așa cu len. O fie la greu? Lăsat în urmă plajele și pentru câteva ore ne plimbăm printr-o pădure de eucalipți. Suntem în Parcul Național Porongarap, pe un traseu care durează aproximativ 2 ore 4,2 km. Destul de solicitant.
și o pârliță. Călțămintea adecvată. Vegetație. Sunt flori, este totul atât de verde, este superb. Cred că ne apropiem de vârf. Pădurea lasă loc stâncilor masive de granit. Încă urcăm însă. Avantajul de a fi înalt. Yeah! Uai! În cap cu rucsacul? Sau în căpăt? Scara e foarte bine făcută, are o suprafață abrazivă ca să nu aluneci. Foarte mișto! M-am prins cu rucsacul. Destul de greu să nu te prindă pănicuțele pe aici. Suntem cam la 600 de metri înălțime, atât are Castle Rock, stânca pe care ne aflăm. Porongorup este vestit pentru The Granite Skywalk, această pasarelă amenajată în jurul stâncii. Ce oferă priveliști panoramice și senzații tari celor care au frică de înălțime. Thank you.
Cum s-ar spune, easy peasy acum. La vale. Dar am făcut amenucu, am urcat. Și nu cred că n-a luat 1000 de ani. Mai avem doar 500 de metri până la parcare. Este mult mai bine acum decât la dus, când același panou arăta 1,7 km până la Skywalk. Yay! Ne-am întrebat de multe ori de ce incendiile sunt atât de puternice în Australia și un răspuns este natura vegetației. Eucalipții, care sunt specia majoritară de arbori de aici, cresc rapid, au ramuri care se rup, coaja se exfoliază și cade pe pământ, astfel încât la nivelul solului avem foarte mult lemn uscat îmbibat în uleiuri pe care acești copaci le conțin din belșug. Adăugăm căldura soarelui, vântul puternic și avem rețeta perfectă pentru un foc mistuitor de vegetație.